Elevă în clasa A6, Natalia Ochi este considerată în momentul de față o atletă de perspectiva liceului cu program sportiv din Câmpulung, iar acest lucru este susținut de rezultatele înregistrate de sportivă, de timp iscoși în cadrul probelor sale favorite, de încrederea pe care o are antrenoarea acesteia, profesoara Doina Rusu. Natalia Ochi este unul dintre uh, produsele liceului nostru foarte bun, este o sportivă uh, de mare perspectivă, este un copil pe care l-am selecționat din, de la școala generală numărul 1 și pe care am transferat-o în clasa A4 -a. ea este acum în clasa A6 -a și din momentul în care a venit să practice atletismul a avut rezultate bune și foarte bune este foarte motivată și foarte serioasă în ceea ce privește performanța își dorește ca de la un sezon la altul să progreseze și asta se vede prin rezultatele deosebite pe care le-a obținut din momentul în care a venit la noi la școală. Anul trecut a obținut cel mai bun rezultat în istoria probei de 200 metri garduri copile 2, rezultatul fiind 28 de secunde și 92 de zecim rezultat foarte bun și pe 200 de metri plat la copiii de această vârstă de asemenea ea merge foarte bine și pe 60 metri garduri este a doua în țară la momentul respectiv având performanța de 9,44 consider că prin, printr-o muncă serioasă dedicată, atât din partea ei cât și din partea mea ca antrenor, performanțele ei să crească și să ajungă undeva la nivel internațional, să calce pe urmele unei foarte bune sportive din țara noastră, e vorba de sportiva Uță de la Râmnicu Vâlcea, care la ora aceasta deține o performanță deosebită în proba de 300 și 400 de metri garduri. Înaintea sărbătorilor de iarnă, Natalia Ochi a ținut să transmită urările sale cadrelor didactice de la LPS Câmpulung într-un mod special. Eu sunt Ochi Natalia, pasiunea mea este să alerg cât mai tare. Anul acesta am făcut record național la 200 metri garduri. Sprijinul dumneavoastră vine cu o imensă curajoare și vă sunt recunoscătoare. Un an nou fericit!